În vreme ce numeroși cetățeni și unele organizații reclamă faptul că pădurile din România sunt tăiate fără milă, fără a primi un răspuns credibil, convingător, la unele nivele se discută tot mai des despre necesitatea punerii în valoare prin împădurire a terenurilor degradate. Zilele trecute, Adrian Pintea, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA Central, s-a întâlnit cu reprezentanța ai Ministerului Mediului pentru identificarea terenurilor degradate care ar putea fi împădurite și pentru care APIA va plăti subvenții pe suprafață. S-a discutat în detaliu despre posibilitățile identificării modalităților de colaborare dintre cele două instituții pentru punerea în aplicare a inițiativei Ministerului Mediului de identificare a terenurilor degradate care ar fi apte pentru a fi împădurite și care nu se află în evidența APIA pentru acordarea de subvenții cu scopul efectuării ulterior a lucrărilor de împădurire pe aceste suprafețe.